expoziție atât de frumoasă încât nu vrem să vă răpim prea mult din timp și să vă lăsăm să o admirați. E pentru prima dată când Biblioteca Radu Rosetti găzduiește o expoziție cu tematică George Bacovia și cred că înainte de a începe și a face prezentările, ar trebui să-l ascultăm chiar pe personajul principal al acestei expoziții. George Bacovia, viitor, 1881-1957. Raci, singuri, cu jurnal de Paște. Doamne și Hanciu, străzii de șase, singuri. Bro, vremii de și s-a spus cu singur ce mi-a dorit. Bro. Nimeni, cu atât mai bine și de-aia vreme nu știe de mine, nimeni. Tremur, orice ironie fără nu e vouă, dacă e târzie, tremur. Veșnic, rătăciri de-acum o să mă mai țin, de serviciu bruna, veșnic. Singur, vremii de ție, iau cum mai plouă, ce am curie, singur. Ascultă vocea Radio România din 1928. Da, vocea inconfundabilă a lui George Bacovia, cel mai mare poet simbolist al nostru. Și iată, îl omagiem astăzi, pentru că mâine se vor împlini 141 de ani de la nașterea lui George Bacovia. Să spun, fostul meu coleg de presă și unul dintre cei mai cunoscuți graficieni și caricaturiști din România, premiat la concursuri și festivaluri naționale și internaționale, Victor Eugen Mihai, se află aici, el este oneștean, dar stabilit în Bacău și nu uită ca din când în când să vină și la Biblioteca Radu Rosetti cu proiectele sale. Iată, în acest an și astăzi, la Onești, o expoziție de grafică care face parte dintr-un proiect mult mai amplu, coordonat de VEM. O expoziție colectivă, dar care cuprinde și caricaturi și sculptură. Peste 350 de lucrări, am înțeles că 500 de lucrări fac parte din acest proiect, care a debutat când? În ce an? Acum 5 ani. Acum 5 ani, l-ați. 2017 și iată încă se bucură de succes. O mică parte sau să ne place să ne spunem lucrări reprezentative din această colecție și la Onești. Spune-ne, Vem, în primul rând, cum ți-a venit ideea și de ce o expoziție Bacovia, afară de faptul că Bacovia s-a născut la Bacău. Cum a luat naștere proiectul acesta? În primul rând, bună ziua și bine v-am regăsit pe unii, bine v-am întâlnit pe alții. Bacovia e un proiect care a început în urmă cu 5 ani. A început cu un concurs portret de caricatură. Dacă vreți să răspund eu. Da. A început cu un concurs de caricatură portret Bacovia. Un proiect internațional. Și în anul următor am extins proiectul pe grafică, pictură și caricatură. De ce Bacovia? Sincer, nu știu să răspund. Pentru că în Bacău respir Bacovia, asta este clar. Oriunde te duci, în Bacău respir Bacovia. Cine trece pe acolo n-are cum să nu se mă lipsească de Bacovia. Și vă spuneam că am început caricatura. Caricatura, lumea știe foarte puțină lume, știe că Bacovia a făcut caricatură, a și publicat caricatură. Iar legat de proiect, proiectul se va materializa
sper peste un an, doi, într-un album care va cuprinde lucrările reprezentative pe care am reușit să le adun și voi reuși să le adun în următorii 2 ani. Și am început cu primul portret al lui Bacovia, făcut în 1913 de Camiresu, așa, scuze, nu vorbim mai înainte, de Camiresu. Primele două portrete le-a făcut Camiresu. Mulțumesc! În față aveți o parte din materiale acumulate. Aveți partea de pictură, grafică și sculptură. În mare parte veți mai regăsi prin muzeele din Bacău. Pe simezi aveți artiști reprezentativi ai plasticii din România. Iar caricatura pe care sper să o aduc la anul are undeva la 300 de lucrări, artiști de pe 6 continente, 52 de țări. Cam asta este proiectul Bacovia. Mă sper să vă mulțumesc. Noi suntem o casă de artiști. Am început foarte greu. Am început prin caricatură, am făcut acel concurs care vă spuneam la nivel internațional. Acolo a fost mai ușor, pentru că dacă fac caricatură de 34 de ani, mi-a fost mai ușor, că la nivel internațional am un relațional destul de bun. După care am început, până în 91 s-a făcut Bacovia. Și Ilie Boca este artistul care a desenat cel mai mult Bacovia. Dar după 90-91-92 n-am mai desenat nimeni Bacovia. Și am încercat să conving câțiva prieteni din Bacău, Dionis Pușcuță, el a fost primul, și Vasile Creiță Mândră. Dionis în 4 ani a făcut vreo 30 de lucrări, ieri i-am făcut o expoziție la Bacău cu 21 dintre ele. Îl găsiți și aici pe SMS. Cam asta. Știți că Bacovia era pasionat de caricatură și grafică. Multe din lucrările sale au și fost publicate în revistele din acea vreme. Și cu atât mai mult cred că se potrivește această expoziție, chiar dacă în momentul de față nu e o toamnă bacoviană, încă parcă se simte vara. Ca nou timp, nu, dar ca tristețe. Ca tristețe și ca vremuri. Da, am uitat să mai spun că anul trecut, cu ocazia celor 140 de ani, s-au stabilit două premieri naționale. A fost pentru prima dată când s-a făcut o expoziție având un personaj ca... Deci, având un personaj, practic, un artist în centru, o expoziție de pictură, grafică, sculptură și caricatură. Ceva de genul ăsta n-a fost niciodată în România. Plus, de ziua lui, pe 17 septembrie anul trecut, concomitent am făcut 13 județe din România, am făcut o expoziție de caricatură. Aplauze! Dacă doriți să-i adresați întrebări sau să luați cuvântul, doamna Brumă, nu știu ce aș putea spun mai mult, că, mă rog, comisarul expoziției este aici și v-a spus tot ceea ce era de spus. Din punctul de vedere al organizatorului, pot să spun că am încercat să separ puțin tehnicile și să le grupez cumva astfel încât să nu se, nici să nu se concureze unele pe celelalte, nici să nu se piardă unele printre celelalte. Sper că se văd destul de bine, sper că fiecare este bine individualizată pe locul pe care i l-am atribuit
Și mă gândesc că suntem privilegiați să avem expoziția aceasta aici și pentru noi, cum zicea domnul director, este o premieră, dar vreau să-l felicit pe artist pentru că eu știu ce greu este să mobilizezi oamenii, să îi faci să adere la o idee, oricât de grozavă ar fi ideea, să îi faci să se mobilizeze, să găsească resursele interioare ca să rezoneze cu propunerile tale și atunci mă gândesc că un număr atât de mare de lucrări este și foarte greu de gestionat până la urmă și chiar vreau să vă întreb unde le țineți, unde le depozitați? Stau la casă. Indiferent cum ar fi, întotdeauna se găsesc... Nu, am strâns totul într-o singură cameră, cum erau bunici în chirie, stau acolo. În spatele dulap, nu e așa. Da, nu. Da, știu, pentru că nu e ușor, este greu, îți trebuie și niște condiții. Trebuie să te gândești bine unde le pui, cum le pui, să le creezi atmosfera de care au nevoie să păstreze în conformitate cu regulile. Da, asta voiam să spun, că meritați toate felicitările, nu numai pentru idee, ci și pentru munca pe care ați depus-o în spatele acestei idei și ca ea să se concretizeze. Cred că fiecare putem să ne găsim niște preferate în expoziția asta și oricare ar fi preferata noastră, este o valoare și mulțumim pentru asta. Mulțumim. Această expoziție poate fi admirată în sala de expoziții a Bibliotecii Rosetti până la jumătatea lunii octombrie. După care, vreau să spun că din fericire, chiar dacă va urma o perioadă mai grea pentru noi, dar și pentru comunitate, scopul este că cam într-un an jumate Biblioteca Rosetti își va schimba fața, dar și interiorul, să zic așa, pentru că în luna noiembrie va intra într-un proces de reabilitare, un proiect pe fonduri europene, care probabil va dura un an și jumătate. Noi va trebui să eliberăm în scurt timp tot ceea ce se află în această instituție. Probabil ne vom muta la Muzeul Municipal de Istorie, vom păstra deschisă și filiala pentru a deservi cât mai mulți utilizatori. Iar la începutul lui 2024, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să vă reinvităm aici să inaugurăm noul spațiu, o bibliotecă complet digitalizată. Acest proiect se bazează în mare parte pe digitalizarea bibliotecii, dotări, dar și lucrări la fațada exterioară, termopane și alte lucruri necesare pentru obținerea autorizației ISU. Așa că avem, cred, probabil va fi ultimul vernisaj până când deschidem cu se va transforma în șantier și dacă suntem sănătoși o să te invităm din nou în 2024, dar atunci cu întreaga expoziție, să facem noi loc cu toată colecția de 500 de lucrări. Dacă nu mai sunt întrebări, vă rog să mai rămâneți, să admirați aceste lucrări și să mai socializăm. Vă mulțumesc mult pentru.